taximetriștii blochează din nou circulația într-un amplu protest. Aceștia spun că nu se vor opri până când cererile lor nu le vor fi ascultate. Noi, poliția română, să le mulțumim frumos, au spart protestul, colegii de la Heaven nici acum nu au putut ieși. Au, în loc să blocheze, să ne lese, să ne facem protestul, nu pot. Decât bicicliștii pot să-și facă blocarea orașului. Vă mulțumim! Sunteți revoltat? Foarte revoltat, au ajuns cuțitul la os, ne promite marea cu sarea, așteptăm ordonanța promisă și nici acum nu sunt stare să ne iei seama. A fost haos astăzi pe strada din fața prefecturii din Timișoara. Sute de taximetriști au ieșit într-un amplu protest pe străzi. Aceștia au claxonat zeci de minute în șir și au blocat circulația, totul pentru a trage un semnal de alarmă că așa nu se mai poate. Un taximetrist a protestat împreună cu soția și cei doi copii ai săi. Protestat cu întreaga familie! Da, cu întreaga familie! Că nu ne mai ajungem cu banii! Cât de greu trăiți? Foarte greu trăim, cu chirie la casă, chirie la mașină, nu mai am timp să mai văd copii. De dimineață până seara lucrez pe 5 milioane, 500 de lei. Sunt și copii în spate, participă și ei la protest. Participă și ei la protest. Mai puteți? Nu mai putem. Credeți că va avea ecou acest protest? Nu știu ce să zic. Sunt colegi de dumneavoastră care au intrat în greva foamei. Da. Avem colegi la București, avem colegi în Timișoara care facem greva foamei de o săptămână de zile. Cât de greu vă descurcați? Cât de greu vă este să vă întrețineți familia? Foarte greu. Trebuie să lucrez dimineața la 3, noaptea ies la lucru până seara la ora 7, la 8. Ca să-mi întrețin copiii și să plătesc chirie la mașină și chirie la casă și tot ce este nevoie. Unii taximetriști parcă au rămas muți de revoltă. La mine protestul este fără să mă exprim. Este destul. Protestul taximetriștilor va continua și în zilele următoare. Șoferii sunt hotărâți să meargă până în pânzele albe.